looks like a dusty old map. What secrets are you looking for, Helga? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Static sound. Salutare, oameni buni! Înainte să încep, vreau să vă zic că voiam să iau o pauză și să iau o pauză atât. Sunt pe weekend și mă gândeam să-l petrec și eu cum știu mai frumos. Dar din cauza vremii de afară, plouă, crește pateul, vorba unora și altora, mă joc Wolfenstein. Vreau să vă mulțumesc din suflet celor care sunteți prezenți, când sunteți prezenți. Apreciez. A lot! Deci dacă o să auziți ploaie pe fundalul înregistrării audio, să nu vă speriați. Nu e de la joc, e de la mine. Dacă era de la joc... Aha! Trebuia să stingă nenorocirea asta de foc, nu? Am mai făcut o chestie super, 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 Caterinca, super, super, super mișto. Și n-am să vă spun. Aha. Da, am zis că nu vă spun. Nu vă spun. Nu vă spun. Nu vă spun. Jesus Christ! Zombie! Asta mai lipsea, mă jur. Asta mai lipsea. Și arme nu am. Am cuțit și țeava. Și acum cuțitul și țeava trebuie să omorâm zombii care zice că vin din toate părțile. Așa se aud. Dacă ascultați asta la crește o să înțelegeți ce vreau să zic. Ok. Dar nu știu ce fel de zombie sunt ăștia, că sunt niște zombie înjerați, dacă aș putea spune, de la jar. Sunt încinși foc. Da. De fiecare dată când fac așa, mi-aduc aminte că v-am spus, dacă nu v-am spus, vă spun acum, dar cred că așa mai spune. Că mișcarea asta brusc așa o am deprinsă de la Counter-Strike. Opa. Bă, mi-e frică de ei, frate. Bă, mi-e frică de ei. Mi-e frică de ei, mi-e frică de ei, mă jur. Și de cele mai multe ori aleg să... Și sunt și mulți ăștia. Fug. Yeah, bitch. Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Pippa, behind you! Bratule, asta nu e Analesco. Nu e Analesco. Era iubita mea. Care acum arde fără. Da. Câte cuțite avem. Și așa ar trebui să exersăm un pic aruncatul ăla cu cuțit. Fiindcă... Nu mă pricep niciun lucru. Într-adevăr. Bagă gogule, ia-le. Sfat-o. Nu mai știu cum te cheamă, mâncați ajutii tăi, pentru că nu rețin numele femeilor, dacă nu au un nume comun. Dar va trebui să te împuși. Nu tu faci, urcă cu la trecu! You deserved a better fate than this, Peppa. Peppa. Nu l-am pizdă. Shit happens.
câteodată mă impresionez pe mine. Era o replică a caracterului din Dying Light. Dacă nu știu. Sper să nu mă iluminează gurița lui în întuneric, mai e. Javră ordinară. Mamă, cât sunt, frate. Nu știu dacă știți. Bă, dar nu mă lasă. Deci ăștia nu mă lasă să vorbesc cu voi. Așa, nu știu dacă știți, dar ăsta e un prequel la Wolfenstein the World Order. Da? Am zis-o bine. Sunt de primate. Cu țăpușa ta în cap. Dacă era țăpuș aici, te prezei cu el. Stai la tarma jos, nu mai îndreptați spre mine, că nu-mi pațe. Cuțit! Ia mă să aruncăm și cuțit. Nu mai aruncăm un bap la mine. Mamă, ce-i acolo? Pe unde venim? N-am grânadă. Ah! Ce, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Mamă, ce-mi nervează sunetele astea. Bași, mă, din gură, bași! Deci asta cu zombie și cu armă, frate, e super realistic. Băi, acule, bă. Trebuie să-mi bag pula dacă planșa asta mă lasă să plec din ea. Ăștia vin și din spate și din față și din morți, bă, pula mea, bă, coaie, să-mi bag pula. Dă dreacu să trecem aici la trebuie. Blazkowicz, can you hear me? Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. Hai mă, scoate pe a doua. Bă, nu mai scoate a doua armă, căcat ăsta, J4 ăsta. Băi, J4-ul ăsta. Ce nu scoate a doua armă? Voiam să fac un gun blazing aici cu băieții ăștia. Ce se aude așa, mă, șpierul pot. Mamă, cât sunt, frate. Ba pula în el de mouse? Ba pula în el de mouse. Ia uite, mă, mâncați așa. Te-ai necat? S-a trebuit la plământ? Bă, deci eu n-am văzut. N-am văzut în viața mea un joc așa, frate. Atât de mulți în amici. Uai de pula mea. Aici o facem așa, frate, mă, fiți atenți aici. Uitați că le fac două, bagă, frățiu F. Again, runda a doua. Voi nu mă vedeți acum, dar eu s-am răsus de bucurie. Pula mea. Mă bucur și eu. Dar eu vreau să bucure, s-a oprit muzica. Slavă Domnului. Hai să sărim. Sărim direct pe treptele alea? Sărim pe treptele. Faza din trailer. Hello. Ăsta țevile, ăla era lângă mine. Ah.
așa. Bun așa, mă, bun așa. Mișto că le ia și din aer, da dracului ăsta. Vă tot pe aici? I think so. Dar totuși. Totuși. Îmi place arma asta, dar nu-mi place că are două cartușe și până stă să reîncarce. Asta nu mai are gloanțe. Asta e fain. Look at that. It's raining Nazis. Cad din cer pe tații ăștia. Pe ăștia îi omorâm cu asta, că sunt puțin. Și pe aia... Pe aia care lansează grenade sau ce pula mea rachete. Mamă, ce merge așa frumos. Wow. A, era corna să fie și la ăsta în pula mea. Ăsta am dat mai multe gloanțe ca în toți ăștia lanți care au murit dintr-un headshot. Nu se zice ceva din aur. Dar nu mai știu ce am zis. Nu era important. Stați puțin să verific și eu harta. Mergem bine, în față. Tot în față! Nu sta pe loc! Băi, ce precizie! Băi, tu ce faci, mă, omul ăsta? Ești căzut din cer! Cum era melodia aia, mă? Candy o cânta? Ești cu capul nori, nu știu cum era. Aaaa, o să-mi fac pula. Oh! Mai e un pe aici? Cineva? Nu mai e nimeni. Mau, la ce e jos, frate, să-mi fac pula. Prea mulți! Unde-i mă ăla cu arma? Căcatul ăla, hai băi căcatule, scoate capul. Te morții, mătii. Ai făcut un car de dragi. Un car! Nu prea aproape de mine. Mișto că headshot-ul e... Nu cade ăștia încerc. Headshot-ul e omoare din prima. De fapt ăsta a devenit un clișeu acum. Era interesant dacă schimbau ei în regulă. Dar e bine așa. Care ești, mă? Care e, mă, cu armă? Să-l văz eu. Care ești, mă? Unde e, mă? Care e, mă? Hai că, mă. Eu uităm. Bă, eu cred că vă dau la drag pe voi. Pe aici. Săracu, am murit înnecat sau am murit? Roagă-te. Bun, mergem bine. Primul wolf. Te pup, atat. Te pup. Că you're the best. Bun, nu știu. Da, o să mă mai joc un pic. Foarte puțin. Deja mă simt ca în... ca în ăsta, The Old Blood. Mă uit după colțul, să-mi bag pula ăsta, e atât de simplu. Nu știu dacă v-am zis, dar nu l-am terminat jocul ăsta. Uite, m-am obosit. Am terminat și v-am spus de ce, o să mai mai repet și o să ies de aici pentru că nu mai vreau să mă joc. Mulțumesc frumos, do you want to wake up? Yes, I do! Dar oricum, super mișto, super mișto. E ca și cum ai juca
Mario 3D și în jocul 3D îți implementează vechiul Mario. Plasticul. Dar să recunoaștem, de la ăla am plecat toți. Gotta find a way to get to them.